Tolga! For the Horde! Let them come. Frostborn hungers. Povești din Warcraft! Salutare, bine ați venit la Terra România, eu sunt Alex și astăzi o să vorbim un pic despre World of Warcraft TBC Classic, ce urmează să fie lansat, și o să vorbim despre de ce Burning Crusade pentru mine este unul din cele mai bune expansionuri și dacă nu ați jucat The Burning Crusade, vă recomand să jucați, fiindcă este cu totul diferit față de Shadowlands sau de Legion sau Battle for Azeroth. În primul rând, The Burning Crusade este primul expansion lansat de Blizzard după World of Warcraft Vanilla și acesta introduce două rase noi, Blood Elf și Draenei, și pentru mine aduce și un pic de nostalgie, fiindcă a fost primul expansion jucat în calitate de noob, deci nu știam nimica despre World of Warcraft, eram destul de slab la acest joc și țin minte și acum era anul 2006 spre 2007 și un prieten de la București mi-a instalat jocul, eu m-am băgat pe un server privat, de fapt el m-a băgat pe un server privat ABC.net și mi-am făcut un Draenei și nu știam, eu trebuie să leg clasa, nu știam nici rasele foarte bine și am zis că joc un pic cu acest Draenei șaman, parcă și acum mi-aduc aminte zona și primele quest-uri, cum trebuia să vindeci pe acei supraviețuitori după ce s-a prăbușit nava rasei Draenei. Și am stat vreo săptămână, cred că pe insula aia, nu știam cum să plec, nu știam că trebuie să iei un... Am făcut toate quest-urile, am explorat fiecare colț, fiecare... Zona aia pentru mine are așa un punct de nostalgie, fiindcă am stat atât de mult în zona aia și am făcut level și am întâlnit alți playeri și... Pentru mine World of Warcraft este jocul perfect, cel puțin jocul copilăriei, fiindcă nu numai că a fost foarte bun, dar faptul că leveling-ul era foarte diferit de World of Warcraft Shadowlands sau ultimele expansion-uri, încât trebuia să joci și cu alți playeri ca să poți face level, să poți supraviețui. Și știu că vreau să ajung în Stormwind City, fiindcă vedeam pe toți că sunt în Stormwind și eu nu știam cum să ajung. Și am luat o barcă până în Darnassus și am scris pe grup și un mag a venit, un mage de fapt, și a făcut un portal, fiindcă teoretic trebuia să iei un vapor, era mult mai complicat. Și am ajuns în Stormwind și erau așa mulți playeri în piața aia acolo, dacă știți. Aproape de bancă unde e fântâna, erau plini de playeri în zona aia, unii de level 70. Nu știu, experiența asta a fost ceva total diferit. Și am jucat până am făcut level 70 și țin minte prima experiență când ajungi în Outland. Deci prima dată când intri în Outland și treci prin Dark Portal și ajungi în Hellfire, peninsula, și începe muzica aia și se văd planetele în distanță și totul e așa de imens, te cuprinde așa un fel de nostalgie și leveling-ul prin Outland, zonele, fiecare zonă cu ceva diferit, cu o caracteristică diferită și total plăcută, să zic așa. Pentru mine Burning Crusade, cred că după Wrath of the Lich King, este unul din cele mai bune expansionuri. Bine, nici nu am jucat așa mult World of Warcraft, mai ales de la Wrath of the Lich King, am jucat foarte puțin Cataclysm. Dar după aia aproape nu am mai jucat deloc. Am încercat fiecare expansion, am jucat un pic, dar să joc cum jucam înainte, adică zile întregi și ore, n-am mai făcut chestia asta. Problema e că odată ce ajungi la o vârstă, nici nu mai ai aceiași prieteni care jucau World of Warcraft. Asta făcea World of Warcraft special, că puteai juca cu prieteni de la școală sau prieteni din vecini și vorbeai cu ei când te întâlneai și după aia vorbeai cu ei și în joc. Sau îți făceai prieteni din alte țări sau nu știu. Era chestia asta care era
greu de găsit în alt joc. Eu aștept acum să apară The Burning Crusade Classic, chiar dacă Blizzard văd că implementează deja unele chestii să fie pay to win, de exemplu boost sau să-ți cumperi mounturi. E Blizzard, nu mai mă surprinde nimica. Pentru mine Blizzard a decăzut așa de mult în ultimii 10 ani încât nu mai e compania pe care eu am respectat-o și am crescut cu jocurile de la Blizzard. Deci toate jocurile le-am jucat de la Diablo 1 până la Diablo 3, toate jocurile din seria Warcraft, toate jocurile Starcraft, Hearthstone și ce-au mai scos ei. Dar The Burning Crusade este un joc care, dacă nu ați jucat Burning Crusade, vă recomand să jucați, o să vă placă, o să fie o experiență total diferită față de ce știți voi despre World of Warcraft. Mulți dintre voi nu ați prins talentele vechi, sistemul de talente vechi, deși nu era implementat Dual Aspect ăla din Wrath of the Lich King, cred că a fost băgat, nu știu. Așa multă nostalgie mă cuprinde doar când vorbesc despre World of Warcraft și despre quest-urile din joc și despre momentele când stăteam în Ogrimmar și cineva făcea un foc în fața băncii și vorbeai și mergeai și te dai dueluri și te până la 1 noaptea și liniștea aia. Cred că ce mă face pe mine nostalgic, chiar și în ziua de astăzi, pe lângă toate chestiile ce le-am spus mai devreme, este muzica din joc. De fiecare dată când aud o melodie într-o anumită zonă, mă regăsesc. Mă teleportez în adolescența mea, în perioada când aveam 12-13 ani și jucam World of Warcraft ore întregi. Stăteam până la 5 dimineața și făceam leveling și a doua zi mergeam la școală și eram așa de obosit și nu știam cum să-i spun profesoarei că am jucat World of Warcraft o noapte întreagă. Cred că a avut și unele efecte negative World of Warcraft asupra mea, dar per total jocul a avut o parte semnificativă. Foarte multe engleză am învățat prin World of Warcraft, să comunic cu alte persoane și să îți poți planifica unele lucruri. Eu sunt nerăbdător să văd cum va fi primit The Burning Crusade Classic și pentru mine The Burning Crusade a fost și va rămâne unul dintre cele mai bune jocuri și chiar dacă diferă un pic de Vanilla, este destul de asemănător încât să aveți aceeași experiență de World of Warcraft pe care eu l-am știut și cu care eu am crescut. Spuneți și voi care este expansionul vostru preferat și când ați început să jucați World of Warcraft și sunt curios, nu știu, dacă sunteți nerăbdători pentru TBC Classic. Eu sunt foarte nerăbdător și ce pot să vă spun? Fiți mai buni și prin World of Warcraft îți poți face prieteni, poți cunoaște oameni noi și în general această comunitate este foarte plăcută și foarte interesată de lore-uri din acest joc și pentru acest motiv eu vă mulțumesc că vă uitați la povești din Warcraft și la acest canal. Până data viitoare, salut!